Profesorii care nu sunt vaccinați ar putea preda doar online. Această ipoteză lansată de ministrul educației Sorin Câmpeanu a creat un val de reacții negative în rândul cadrelor didactice, dar și al oamenilor din exterior. Guvernanții dau vina pe părinți, cum că aceștia fac presiuni, însă pare a fi o obsesie a guvernului. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a lansat zilele trecute o ipoteză halucinantă privind faptul că cine nu este vaccinat să predea doar online. Acesta a declarat că presiunile vin din partea părinților, însă condiționarea actului educațional de vaccinare a COVID pare a fi mai mult ideea guvernanților. Mi se pare o greșeală. Pentru faptul că la cursuri, efectiv, e mult mai bine pentru elev. Ar trebui urmărit în primul rând interesul elevului. Situația imunizării din România a demonstrat că și vaccinații fac boala, sunt purtători de virus și îl pot transmite mai departe. Chiar dacă o mare parte din profesori ar fi vaccinați, ne punem întrebarea câți părinți s-au imunizat pentru a-și proteja copiii. În privința obligativității vaccinării, vreau să precizez un aspect, că legislația nu este în concordanță cu această idee, iar profesorii care nu doresc să se vaccineze nu se vor vaccina și vor putea participa la cursuri, chiar dacă au apărut anumite interpretări în presă, o declarație a domnului ministru în care se spunea că cei care nu se vaccinează nu vor putea să participe la activitățile fizice din unitățile de învățământ. Nu se pune problema în acest fel, din contră, eu spun că atunci când va începe școala vor participa toți colegii noștri, iar dacă situația privind infectările cu virus vor, această situație va continua, atunci oricum se va face online activitatea. Deci din punctul nostru de vedere nu se pune problema încălcării legislației și abuzurilor împotriva oricărui cadru didactic. Din contră, fiecare om este liber să aleagă ceea ce dorește. După ce a fost lansată această ipoteză pe site-ul EduPedu, mai multe persoane, printre care profesori și părinți, au sancționat dur afirmațiile ministrului. Așa, pe scurt, sună mincinos ceea ce spune domnul ministru. Oamenii circulă și în afara școlii. De ce la școală să fie altfel? Urmează să nu ies din casă și să merg pe stradă decât dacă sunt vaccinată, apoi vaccinăm și copiii? Dacă nu, ce? Eventual descoperim că trebuie să ne vaccinăm regulat? Asta da afacere. La serviciu mergem de avalma. Ce urmează? Să nu mă primească decât vaccinată? Întrebare, cadrele didactice pot cere părinților să fie vaccinați? Nu părinții cer vaccinarea, ci de la conducere pun presiunea aceasta. Introduc vrajba între părinți și profesori, atâta tot. Rușine, nu știți ce să mai inventați să vă bate joc de oameni. Eu sunt profesor universitar și m-am vaccinat, dar a fost alegerea mea personală și am regretat foarte mult, având diverse reacții adverse nemenționate în prospectul oficial timp de o lună. Și este vorba de Pfizer, nu AstraZeneca, care știm că este periculos încă din perioada testării sale. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu lansează ipoteza condiționării accesului profesorilor în școli de vaccinare.